Cearta a avut loc în fața unei secții de poliție. Iubitorii de animale susțin că o femeie a fost lovită de un hingher care a încercat să-i smulgă câinele din lesă. Am ieșit, ca de obicei, mai târziu, în jurul orelor 22:50, la plimbare, ca să nu deranjez vecinii și să fie și mai liniște pentru căței. M-am trezit fiind în parcarea dintre blocuri cu un individ venit în fața mea brusc, care a tras de lesa unuia dintre câinii mei, pentru că m-am opus, a scos crosa, m-a lovit. După acest conflict, protectorii maidanezilor le-au blocat mașinile hingherilor în trafic. Totul a început de fapt acum 3 nopți. Am stat, am urmărit mașinile de când au ieșit din bază. Oamenii sunt siguri că toți câinii ridicați de pe stres sunt omorâți în adăposturi în ciuda deciziei care interzice mai nou eutanasierea. Reprezentanții ASPA susțin însă că acțiunile hingherilor sunt legale, în plus mai multe plângeri au fost depuse împotriva iubitorilor de animale.